Salut, bine v-am găsit, sunt Marius de la Brugat.ro și vă invit să urmăriți în continuare un video review al telefonului Orview P4 Duo, un smartphone pe care l-am despachetat în urmă cu 2 săptămâni și jumătate. Puteți urmări prezentarea video de după despachetare din linkul de sub acest clip sau din articolul de pe Brugat.ro dedicat acestui review. Este un smartphone care m-a impresionat foarte mult, atât în ceea ce privește designul, cât mai ales modul în care se comportă atunci când este utilizat la parametri maxim. Cel puțin, din punctul meu de vedere, este un smartphone extrem de util oricărui pasionat de tehnologie. De ce spun asta? Deoarece are un ecran cu diagonală de 4,3 inci, un ecran de tip Super AMOLED. Are pe spate o cameră foto principală cu rezoluția de 8 megapixeli, aflată printre primele 10 camere video foto pe piață ca și calitate. Are un design slim, este subțire, ușor de ținut în mână sau în buzunar. Totuși, ce nu îmi place la acest telefon este faptul că aceste butoane se află în interiorul ecranului. S-ar fi putut afla sub ecran și atunci diagonala ar fi fost utilizată la parametri maximi. Însă, acesta este singurul impediment pe care l-am descoperit la acest smartphone. Cum funcționează și ce dotări mai are Orview P4 Duo? Ei bine, este un telefon cu doar SIM, așadar putem folosi două cartere aparținând aceleași rețele sau a două rețele diferite. Este un smartphone cu procesor dual core, este rapid, este versiunea de top a smartphone-ului Orview P4. Singura diferență între Orview P4 și Orview P4 Duo este reprezentată de procesorul de tip dual core prezent pe P4 Duo. Pe Orview P4 este prezent un procesor de 1 GHz single core. Acest smartphone rulează sistemul de operare Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Este un sistem de operare foarte user-friendly și care este mai mult decât ușor de folosit. Voi intra pe câteva site-uri ca să vă arăt cum se navighează pe internet prin intermediul lui Orview P4 Duo. Haideți să intru pe brugat.ro. Se încarcă foarte repede paginii pe internet, atât prin intermediul rețelei wireless, dacă telefonul este conectat la internet wireless, cât și cu ajutorul conexiunii 3G. Scrollul este cursiv, după cum bine puteți vedea. Iar experiența cu utilizatorul este una excelentă. Trecerea între diferitele ferestre ale meniului principal se face foarte rapid. Era de așteptat deoarece telefonul este de tip dual core, procesorul este de tip dual core. Navigarea în meniul principal este la fel foarte cursivă. Putem intra, de exemplu, să vizităm principalele știri ale zilei din meniul News, de unde putem accesa feed-uri ale principalelor publicații sau televiziuni. Putem să ne accesăm căsuța de e-mail. Putem să scriem mesaje și putem, bineînțeles, să trimitem mail-uri. Foarte, foarte rapid. Tastatura virtuală este ușor de utilizat. Este foarte simplă. Iar butoanele virtuale sunt de o mărime mulțumitoare. Poți apăsa cu foarte mare ușurință pe acestea. În ceea ce privește jocurile și aplicațiile, acestea pot fi instalate din magazinul Google Play sau din Orview Store. Putem accesa, de exemplu, un joc celebru, Angry Birds, Star Wars. Haideți să vedeți cât de repede se încarcă.
Butoanele pentru meniu rămân vizibile pe ecran, dispar doar atunci când este accesat camera foto. Iată, unul dintre nivelurile jocului. Pentru a ieși dintr-un joc, apăsăm pur și simplu pe aceste butoane și foarte, foarte rapid intrăm în meniul principal. Pentru a realiza o fotografie sau pentru a filma un videoclip, apăsăm pur și simplu pe pictograma dedicată camerei foto și începem să fotografiem sau să filmăm. Navigarea în galerie se face de asemenea foarte rapid. După cum am spus, atunci când ești în meniul camerei foto, butoanele se fac ceva mai mici și de fapt aproape că dispar. Atunci când apeși pe acest buton, poți accesa toate aplicațiile și le poți minimaliza, de fapt poți să ieși din ele cu un simplu gest care trage în jos sau în dreapta sau în stânga, depinde cum ținem telefonul mobil. Este un sistem de operare foarte ușor de utilizat, Android 4.0. Iar în concluzie, eu vă spun că Orbiu P4 Duo este un smartphone rapid, util și foarte simplu de utilizat. Prețul la care este comercializat este foarte accesibil, iar raportul calitate-preț este unul excelent. Aștept părerile voastre despre acest review și, bineînțeles, vă invit să aflați, vă invit să-mi spuneți ce alte review, ce alte gadgeturi de la Orbiu ați dori să analizez în review-urile brugat.ro. Aștept comentariile voastre și propunerile voastre. Vă mulțumesc și aștept cât mai multe păreri din partea voastră.